Toate școlile și grădinițele din județul Hunedoara au stocurile de combustibil asigurate, ori centrale funcționale pe gaz. O spun cei de la Inspectoratul Școlar Județean, care însă spun că se impune acum și o economie, dar nici de cum una în detrimentul copiilor. În acest moment pot să vă spun că avem 108 unități de învățământ cu 131 de structuri arondate și 239 de clădiri în care avem activitate didactică. Toate au asigurată încălzirea pentru această iarnă, a declarat Maria Ștefănie, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara.